Știți că eu am un blog. Scriu pe blogul ăla de vreo 5 ani, mult timp înainte de a mă apuca de YouTube. Care blogul ăsta se numește Thrill of the Hill. Thrill of the Hill, în principiu, este o expresie care descrie pasiunea mea pentru pantofi și topuri în general. La vremea aia mi s-a părut cel mai potrivit nume pe care l-am putut găsi și vreau ceva foarte original, așa că am zis că, da, Thrill of the Hill e ce-mi trebuie mie. Dar e foarte mult adevăr în expresia asta, pentru că eu chiar sunt super pasionată de pantofi, îmi plac pantofii și topurile înalte, colecționez, am foarte multe perechi. Tana-lana. Camera mea nu cuprinde tot ce am și oricum nu i-am pe toți aici, mai am o parte în Buzău. Pentru cine nu știe, eu sunt din Buzău, născută și crescută, am venit în București acum 5 ani sau ceva de genul, când am început facultatea și m-am stabilit aici. De multă vreme mi se cere să fac o postare pe blog, mai ales, cu colecția mea de pantofi. Și recent mi s-a cerut și pe YouTube și am zis că ok, gata, fac colecția mea de pantofi. O să vedeți că am foarte multe modele, de toate, aproape de toate culorile, grosimi diferite ale tocului, cu talpă ortopedică, fără talpă ortopedică, cu platformă, fără platformă, toc mai mare, mai mic, mai gros, mai subțire, cu barete pe gleznă, cu șiret, cu catarame, am toate drăciile posibile, cu sclipici, am tot felul de nebunii. Am făcut videoclipul ăsta mai scurt, a fost așa o chestie rapidă, dar să știți că am muncit la el de mi-a ieșit pe nas, adică am probat cât am stat să mă încalț cu fiecare pereche din asta și să leg fiecare cataram și după aia să mă plimb aici și după aia să mă descalz și iarăși să mă leg cu unul și așa mai departe, cred că mi-a luat vreo 4 ore ca să filmez toate astea, dar mi-a făcut plăcere și sper să vă facă și vouă, sper să vă placă ce am făcut acolo. Ca să vă faceți o idee, prima pereche pe care am luat-o și care mi-e foarte dragă sunt sandalele astea de la Jessica Simpson, care m-au costat o poală de bani pentru că nu se găseau în România în vremea aia. Le-am cumpărat acum 5 ani ceva de genul, cred că tocmai terminase liceu și am muncit toată vara ca să pot să mi le permit pe astea. Și nu se găseau în România la vremea aia și a trebuit să-mi dau comandă din afară și să plătesc o groază de taxe vamale și comisioane pentru intermediare. A fost o nebunie totală, dar mi-am dorit foarte mult. Erau super în vogă astea în vremea aia și cred că sunt preferatele mele. Să zicem că am acolo ceva în plus pentru ele. Sunt foarte confortabile și îmi plac super mult sandalele astea. În continuare le iubesc foarte, foarte mult. Da, gata, nu mai vorbesc. Vă las să vă uitați la videoclip. Aștept să-mi spuneți părerile voastre. Like dacă vă place și like dacă vreți să fac și partea a doua cu pantofii pe care i-am la Buzău. Că mai am foarte multe chestii mișto să vă arăt și acolo. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru și mai multe ghilimandrele cu pantofi. Și da, mulțumesc mult că v-ați uitat. Gata. Damn.